e o mare responsabilitate și simt în spate această responsabilitate, nu doar a votului pe care l-am primit azi din partea colegilor mei, ci a votului românilor pentru un program de guvernare pe care trebuie să-l punem în practică. În al doilea rând, am avut, dacă se poate spune așa, o rugăminte în fața colegilor din Comitetul Executiv Național, dar în primul rând o rugăminte față de președintele partidului, față de domnul Liviu Dragnea, de a-mi fi alături, fiind cel care a coordonat echipa și cel care a făcut acest program de guvernare pentru a ajuta la implementarea acestuia. E și un lucru simplu, pentru că e un program foarte clar, pe etape, dar totodată e și complicat, fiind un program complex.